Și examină tot. Da? Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Da. Un hit pe care l-ați cântat în această seară, da, aici la Bacău. De fapt e un reviriment, pot să spun așa. Ați venit la Bacău, e pentru prima oară? Da, sunt pentru prima oară în Bacău. Culmea este că eu jumătate sunt moldoveancă. Tatăl meu a fost din Bârlad, Dumnezeu să-l ierte, și am avut o familie foarte, foarte mare. Toți bârlădenii, așa, au fost 13 frați și eu am cunoscut 8 și n-am mai fost la Bârlad de 1000 de ani, de când eram copilă. Și, mă rog, acum, datorită acestui proiect, am mai fost implicată într-un proiect cu Alexandru Jula, Ultimul Romantic, și am început să mai merg pe aici, prin Moldova, dar până acum nu am avut timp. Și de fiecare dată când apar într-un oraș, spun, domnule, eu debutez, bineînțeles, cu ghilimele de rigoare, la Bacău și așa mai departe. La Iași cel puțin am mai fost de când eram studentă. Nu că n-aș fi vrut, dar asta, așa a fost viața și m-a dus pe alte cărări și, mă rog, mai bine mai târziu decât niciodată. Ați fost una din surprizele pe care Paul Sorogiu Fuego le-a rezervat publicului din Bacău. Ați cântat foarte frumos, să știți că eu sunt unul din admiratorii dumneavoastră, dar fără discuție, telespectatorii noștri vor fi încântați să redescopere aceste șlagăre care împreună cu Florin Bogardo le-ați adus pentru români. Să vorbim câteva lucruri despre Art by Fuego, artă pentru suflet. Au fost momente emoționante. Absolut, absolut. Ce este important de subliniat este faptul că Fuego, Paul Surugiu, face un spectacol din orice, ca dovadă că la o expoziție de pictură creată de el și imaginată de el, iată, face un spectacol. De asta eu îl iubesc și îl apreciez foarte tare. El nu bifează ca a făcut, ci încearcă să aducă un spectacol rotund, ca dovadă că au fost oameni tineri, au fost oameni mai puțin tineri. nu uită de colegii lui mai în vârstă sau, mă rog, mai mari, și ce este important, se ocupă de tineret. Foarte puține persoane sunt cele care se gândesc la alții. Iar acest băiat minunat se gândește și la alții. Nu știu când are timp, pentru că îl cunosc foarte bine și știu ce program are. Efectiv, eu nu știu când mai are timp de pictură. Vine obosit, dar în momentul în care se suie pe scenă, cu emoțiile de rigoare, face un spectacol extraordinar și eu îl felicit din tot sufletul. Da, într-adevăr. Și sunt onorată că m-a invitat să fac parte din acest proiect. Într-adevăr, când Paul Surugiu urcă pe scenă, este o adevărată sărbătoare, se creează o emulație specială, pot spune așa. Da. Și cum vedeți dumneavoastră întâlnirea și cu scriitori din Republica Moldova? Vai, a fost așa de frumos și este minunat, minunat că nu ne uităm românii de dincolo. Eu tot mai sper într-o minune, dar, mă rog, asta e altă treabă, asta nu e treaba mea și nu e treaba noastră, dar a fost un moment înălțător și tot ce a citit Fuego a fost extraordinar. Sunteți de acord cu mine că prin muzica lui Paul reușește să îi aducă pe români mai aproape sufletește și să-i facă mai români decât sunt, dacă puteți spune acest lucru, pentru că versurile lui Grigore Vieru, ale domnului Nicolae Dabija și nu numai, aduse de Paul aici
în fața publicului. Atenție, în atenția publicului, pentru că dacă n-ar fi Paul, probabil că acești oameni ar fi trecut neobservați sau doar oamenii de specialitate poate s-ar fi aplecat și asupra lor. Or, Paul, luând versurile lor și cântând pe versurile lor și recitând versurile lor și cum așa cum s-a spus, el este și actor și recitator extraordinar de bun. Iată, dragi telespectatori, gânduri frumoase din partea invitaților lui Paul Surugiu Fuego aici la Bacău, momente care au adus pe scenă mari valori ale muzicii și aici o să precizăm că alături de dumneavoastră a fost și maestrul Jol Kerestei. Jol Kerestei, da, Jol Kerestei, cu care am lucrat de la începutul începuturilor. Un om extraordinar, un compozitor foarte bun, el este tot așa mai român decât românii și cu toate că are un nume mai, mă rog, nu românesc, dar el simte românește și este ancorat, nu degeaba a scris copacul, este ancorat în pământul nostru românesc. Iată ce frumos ne povestește, ne spune emoția care s-a creat aici la Bacău, doamna Stella Enache. Vă mulțumim foarte mult. Desigur, telespectatorii noștri vor fi încântați și probabil o să vă transmitem și dumneavoastră mesajele pe care le vom primi în urma difuzării acestui interviu. Vă doresc multă sănătate și mulțumesc. Putere de muncă. Doamne ajută, mulțumesc frumos și aștept să-mi spuneți ce au spus telespectatorii și impresiile care au fost, dar cred că vor fi impresii. Vom difuza frumos integral și tot acest spectacol. Da, da, bravo, bravo. Mulțumesc mult de tot pentru interviu. Mulțumim și noi, Eugen Ungureanu și Stella Enache aici la Exclusiv TV. Vă iubim! La revedere! Chiar că vă iubim!